Mii de bucureșteni au stat din nou în frig și nu au avut nici apă caldă. După ce o avarie majoră a afectat peste 200 de blocuri din sectoarele 4, 5 și 6 din capitală. Pe aria CET-Vest au fost afectate 145 de blocuri în sectorul 6 din cartierele Drumul Taberei și Militari. În sectorul 5, tot din cauza unei avarii, au avut probleme 51 de blocuri, printre care și clădirea în care funcționează parchetul general. În sectorul 4, locuitorii din 11 blocuri au avut de suferit din această cauză. Reprezentanții Radet au lucrat la foc continuu în ultimele ore pentru remedierea problemelor. În această iarnă, avariile la sistemul centralizat de încălzire al capitalei s-au ținut lanț, iar tot mai mulți bucureșteni s-au plâns de lipsa agentului termic sau a parametrilor necorespunzători care sunt livrați populației. Oficialii au dat vina pe rețeaua învechită de conducte, care are peste 50 de ani.